și iubire. Mai puteți? Ne-ați făcut mâncărică, wow. Ce drăguț! Oh. Și salată! Wow! Oțel numai să puneți și... Tinca, ai gătit? Da. Ești bine? Ai făcut și bine să roz. Am mers la băieți. Mersi. Vă potriviți. E alt vibe acolo. E, ce drăguț! Și ce rămâne după la băieți? Da, s-a uitat la tine în momentul în care ai zis cu... Păi... Da, de-aia au și dat-o, știi? Ce bine arată! Mă fac în aud, știi? Hai, vreți să mâncați? Eu chiar vreau. Vreau numai... Foarte frumos. Luați un scaun, da, dacă vreți. Da, un scaunel, dacă vreți. Dar luați-mi chiar ăsta. Stai. Nu, puneți-vă acolo. Ba, nu, dar nu știu cum. Stai. Nu, mă puteți aici apoi doi. Uite. Hai, duci, dar nu o să se vadă. Mie dacă trebuie, mă poară de apă. Inga, mai încoace, fată. Bine. Cum e să stați așa legat împreună? Faină. Ai, nu mai mănâncă nimic? Fain. Băi, cu mințică, da. Vă țin bună. Serioara mea. Hai de capul meu. Zic cine? Cine mâncați mică de jumătate pentru voi? Pentru că nu avem foame. L-au dus dincolo ca să le lase fetelor, după l-aduc înapoi și o să mâncăm și noi. Poți să mă duc să aduc și noi restul. Nu putem merge și noi să mâncăm acolo, vă rugăm. Poți să mă duc să aduc și eu ceva din micul ăla dejun, să putem mânca și noi? Nu putem. Bine. Ce m-am curentat? Putem merge, vă rog, să mâncăm acolo împreună cu fetele. Tu ai fost. Nu contează. Poți să mă duc să aduc. Nu te mai duci tu. Mergem toți, dar și tu, bă, tu n-ai vrea să mergi. Poți să vrea să mergi. Tu n-ai vrea să mergi. O lua tot. De nu știu. N-ai vrea să mergi. Mă duc eu și aduc niște mâncare. Să luăm toți împreună micul dejun. Atunci nu mâncăm nimic. Care e problema că am fost amândoi? Și eu și tu. Încă mai a fost o oră. Pleacă după cap. O oră. Păi să mănânce ele tot atunci. Îți dai seama că... Bianca bagă și în buzunare salata de aia. Kingai, m-a frat și surori în clasa asta. E cel ca și tu odată un iubit și el era port. Da. Scuze. Ce n-a obligat. Ia-te la băieți, ia altă energie. Mulțumesc frumos. E frumos. Și eu aș vrea să văd cum e, dar... De ce nu încerci? Te legi tu de ei și vă duceți în trei. Hai, luați-mă, vă rog și pe mine. Băgați-o și pe acolo. Niște oțet și... Îmi place ardelul, deci numai bine aleg. Niște oțet și niște... Nu știu, condimente, dar... Vreți? Și tu mănânci, nu, frățioare? Nu mai pot. Frățioare? Nu, sister. Nu-mi foame de nicio culoare, că am băut fata, o seară. Fata, mare. Avem oțet și ulei. Cum e atmosfera în Casper, Nicolas? Ce ai numai? Lingură. Trist, că... Pentru salată. Era un băiat inteligent, înțelegi? Cu personalitate, cu caracter, coloană vertebrală. Acum... Păcat că s-or certa, păcat ăsta. Și ți se pare o persoană... Mai făcea și... Da. Acum nu știu. Mai lipseau. O să dar nu avem vertebre. Hai să-ți dau până la capăt. Ia atent, stai. Vrei să-ți spun? Să și... Vrei să-ți spun? Îngurită. Mă și hrănești. Doare. Te-ai fi denigrat vreodată o femeie în halul acesta, orice s-ar fi făcut. Păi să certăm și un deci, grădină. Deci, dar nu. Când ies să iubesc o femeie, eu nu o iubesc cu jumătăți de măsură, înțelegi? Deci, o iubesc cu adevărat tot. Adică ea devine prioritatea mea. Atât. Și știu că mă dedic total. Când zic total, știi? Nu m-a luat de dacă crezi că Bianca îi place de Andrei, mă? Ha? Ce? Că Bianca îi place de Andrei? Da, cred că îi place atitudinea lui. Da, crezi? E fiertă pe mine. Mi se pare că îi place. Cred că îi place. Cred că îi place de el. Cred că îi place master. Nu știe. Eu cred că vrea să treacă acum de la Adrian liniștit, care acceptă. 2-16. Să treacă la cealaltă, să fie o extremă, știi? Ne povestești despre tatuajele tale. Păi trage asta un pic mai sus. Deci asta este mai sus. La, ce bunuță mică ai, Xenia. Da. Asta e, asta e la Santa Muerte. Asta ceva imagine deja? Cu ochii verzi, pentru că ce majoritatea persoanelor de care am fost eu îndrăgostit până peste cap au avut ochii verzi. Adică am o chimie cu ochii verzi, înțelegi? Ai mei fiind spre negru. Sunt foarte rar și foarte... și frumos și periculos în același timp ochii verzi. Așa, bun. Pe interior am o parte din... viața pe care am avut-o. Jocul de azart? Nu. O să-mi pui în pipul asta, oare? Nu mă joc la casino. Când eram mai mic, mă jucam la asta. Aici scrie pe chineză, dragoste doare. Așa. Ai sperit din dragoste? E singura chestie ce m-a lăsat cu sechele, dragoste. În rest, nimic. Asta e viața, e ca o barcă, înțelegi? Depinde pe ce val ești. Aici este... pentru Dumnezeu, că doar de ele mi este frică, scrie în arabă și îi mulțumesc pentru cum m-a creat. Uh-huh. Aici pe spate este alul David și... Da, văd acolo. Uh-huh. O clepsidră și, na, sunt mai complexe. Mai am aici pe pulpă, am ce pe spate... Pe
Pe pulpa am unul mare, alfa și omega. Așa am îmbrăcat în ramuri de măslin. Aici am undit mai scorpionul prins în lanțuri și cu ochiul lui Horus pe partea asta. Și pe spate mai am un coif de la de spartan care, nu știu, are aripi. Și eu am mult tatuaj. Și un cod de bare și mai mult. Așa că mă pot scana. Codul de bare e că te vinzi. Mă pot scana. Repede sau... Cu siguranță nu mă vând dacă nu suport. De la, de la originalitate, că fiecare cod de bare e diferit. Ai greșit rău de tot, dar în fine. La mine e doar de fan, frate, dacă o chem pe Alexandra. Că oricum ai zis că nu e, e doar Caterinca. De bă, fan, de adică foc. Adică eu vreau să o cunosc. Nu de fan, de foc. De fază, de foc. Faza asta cu a zis că nu e, că nu. Bă, voi nu înțeleg. Dacă ai o afinitate sau dacă vrei cât de cât să cunoști o persoană, chem, eu ce zic? Du-te și cheamă, frate. O chem, dacă nu ai de asta am zis, că o voi chema. Da, asta zic. Da, păi aia zic și eu, dacă ai, dacă ai motiv și îți place de ea, o păi chem. Dacă nu poți să spui camerei, n-am pe cine să chem. De... Bă, tu poți păi să nu, schimbi... am, e singura pe care chiar am cum, așa de un motiv să o chem, pentru schimbi... că am o afinitate față de ea. Tot. Cum poți să schimbi percepția unei femei față de tine sau unei persoane? Stând și vorbim cu ea. Și vorbim cu ea, păi de-aia o și chem, da. Bine, nu că am vreo așteptare sau ceva. Altfel, ce faci? Na, vreau să o cunosc mai bine. Din priviri, vrem și noi să vedem ce fac ăștia acolo, în casa fetelor. Putem să vedem? Ori așa? Andrei, dar ești conștient de faptul că în gala viitoare tu nu vei avea protecție și ar trebui ca toate fetele să te placă din această casă. Eu nu sunt genul de persoană să vină să se bage pe supilea cuiva ca să fie votat. Dacă merit să plec acasă, mă voi duce acasă. Da. Fata mea, zice apă, te rog. Pe personal o iau. Nu zic, dacă merit să plec, plec. Dacă merit să stau, stau. Eu ți-am zis că eu am o viață, n-am o problemă cu asta. Nu-i, nu-i pe merit, știi? O să încerci să te faci plăcut. Mulțumesc sau nu? Păi eu cred că, uite, ea... Ieri era dușmancă cu mine, acum e ce bine ne înțelegem. N-am nicio problemă, n-am nicio problemă cu nimeni. Păi ea e așa, dar altele poate nu s-așa. N-am nicio problemă. Păi trebuie să vină Nicola Sunde. Cred că mâine o să vină. E far la baie? Da. Ai ieșit un pic să... Te-a zis ceva? Era rău. Eu nu știi ceva despre asta, mâine sau azi? O ținem așa de boxe, știi? Că mai mult. Așa am zis, fost mai întâi și care număram, număram unul, doi, trei, știi? Număram? Nu, okay. Noi dormeam foarte de așa distanțați. Și ajungeam așa de boxe și ajungeam în clasă că număram, știi, ajungeam să număr până la 20 și pe aia, știi, se învăr de repede. Și mi-au întâmplat simplu așa că, vai, fată, vai, fetița mea, cum mi-am putut să treci prin așa ceva, vai, știi, că chiar nu înțeleg, mi-au luat în brațe, mă ocupam. Ce m-am pus de atâta și zără cum de el? Da, când m-am pus să dor, știi, făceai... El nu-mi făcea, făcea, hai, și m-a zis, hai, pune-te să dor, știi? Și făcea, ține-mă de aici, știi? Îmi place, îmi place. Vă am să zic, te-am pus de atâta și zără. Da, da, da. Da, mă, și mașina mea italienească. Băi, te acum cum ești? Ești spun, asta și nu știu, îmi faci cod, italienească. Ce-o plăcut, da, cred că da. E așa puțin, cum e istoria... Începe cu M. O gândire mai... Poate, da, afară, nu cred că vorbea așa. Mai ce ce l-a apucat, cu unele chestii. Deși, dacă stai să, te gândești cum a fost, când a venit și ți-a zis după 4 zile să faceți cuplu, era un pic bătător la ochi treaba asta, că măi, omul s-a venit să demonstreze ceva în casa asta, știi? Ori că tu îmi păriu, că îmi spunea, el credea că, dacă vorbim așa în șapte, nu ne-au de nimeni păriu, știi? A foarte mult bun simț față de oameni care merg. Trebuie să prețuiesc pe oameni de lângă mine. Adică am vorbit foarte mult, asta am învățat de la el. A, și ai învățat ceva. Am învățat de la el. De-aia apare eu că este super arogant și așa mai departe și toată lumea. Mai altfel, mai diferit. Că orice mi-a plăcut să fac în viață, mi-a plăcut să fac diferit și original. De la orice îmi iau, orice, nu știu, fac. Nu-mi place spiritul de turmă, nu-mi place să copiez, înțelegi? Nu suport. Îmi place foarte mult originalitatea, de-aia și la o femeie îmi place să fie spontană. Să știu, nu știu, să mă simtă, să-mi dea temă de casă. Mie cu cât mi-e mai greu, cu ea cu atâta mă atrage mai mult, știi? Dar bine, acum nici s-o ducă, nici s-o ducă în punctul ăla, gen, să o dea în prostie, să n-ai o bun simț. Știi? Adică încearcă-mă și dăm tot felul de chestii, dar cu bun simț.